Asculți Arturoteca Juniorilor Raluca citește un fragment din Povestiri de citit pe sub bancă de Alex Moldovan cu ilustrații de Sebastian Baculea Cartea a apărut la editura Artur Titi Donose și Pop Dominic s-au încăierat exact cu două minute înainte să se sune de intrare Nu se știe de ce, dar pentru că se încăierau aproape zilnic nici nu conta Ca să nu-i confundați Primul era tocilarul gras al clasei, iar al doilea era tocilarul slab. Deși se fereau să o recunoască cu voce tare, existau bănuieli că le plăcea școala. Până și ei refuzaseră totuși să meargă la vreo olimpiadă, deși s-ar fi descurcat onorabil. Asta se poate să fie avut legătură și cu amenințările lui Rotar Adina, cum că le rupe picioarele dacă strică reputația clasei. Adina era bătușa clasei și, când venea vorba de chestii de-astea, nu se juca. Data viitoare, când e mai leși de mine, să știi că îl chem pe tata la școală, a zis Titi, recuperându-și un bocan de pe pervazul ferestrei. Și o să vezi tu atunci. Dominic i-ar că, dacă-i pe așa, are și el un tată pe care îl poate chema la școală. Un tată care era șofer de tir și nu se temea de nimeni. Titi a pofnit în râs și a zis că în locul lui Dominic s-ar gândi de două ori înainte să vorbească. Știa de la părinții lui Robus în ziana dintre 6D, care erau doctor și se în același bloc cu el că tatălui Pop, Dominic, are hernie de disc de la atâta stat pe scaun. Așa că nu avea nicio șansă să-l bată pe tatălui, care în tinerețe fusese campion județean la lupte libere și, în plus, nu avea hernie de disc. Dominic a început să se smiorcăie, zicând că e o minciună și că dacă Titi continuă să răspândească zvonuri false, o să-l dea în judecată și o să-l lasă pe drumuri, pe el și pe toată familia lui. Poate că te dau eu în judecată primul bine? a urlat Titi, împroșcându-i cu salivă pe cei din jur. Aș vrea să o văd și pe asta. Mai ales când amenințarea vine de la cineva care nu doar că și-a cumpărat colecția integrală a jurnalului unui puști, ba a mai și citit-o. Dacă pentru restul copiilor jurnalul era singura carte pe care o puteau citi fără să se plictisească de moarte, pentru ei doi era o insultă supremă. Ce conta însă era că săgeata îl atinsese pe Titi. Seria asta era plăcerea lui vinovată, un secret bine păstrat. Mm, nu suficient de bine, se pare.